Salut, sunt Alex, front-end developer la Ode Web de vreo 5 ani deja. 2 ani am cam lucrat pe Volto, sunt parte din comunitatea Plone. Este a treia prezentare pe care am ținut neapărat să o țin, nu m-a forțat nimeni. Doar că de data asta o să mă laud cu munca altuia, că el este Ionut. Ia zi-ne ceva despre tine. Eu sunt Ionut, sunt elev în clasa 12-a Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. Am absolvit 2 luni și lucrez la AutoWeb de aproximativ un an și am fost un training, pregătit în training de Alex Medesan. Bun. Tu mai aveai experiență cu React dinainte, n-a fost chiar prima chestie pe care am făcut-o la Volto, dar zi-mi un pic așa cum ți se pare aplicația, lucratul cu aplicație. Mi se pare că e foarte complicat să vezi ce se întâmplă acolo, mai ales că sunt foarte multe tehnologii de care n-am mai văzut înainte, sau mai puțin frecvente, dar odată ce încep să faci niște săpături în cod, devine destul de... complicată devine, dar complex. Ce am ales? Am ales acest ticket, Blue Chooser for Power Users, în care, practic, trebuie să facem un meniu cum apare la WordPress, când se apasă slash. Aici este înregistrare. Bun, și... pe scurt, este dacă pui slash să apară un meniu da. Cu ce am ales noi? Cele mai frecventate primele blocuri sunt cele mai frecventate, iar următoarele sunt restul. Sunt date în ordine alfabetică, dar primele, nu știu, 5 sau câte cele mai folosite sunt acelea. Deci asta este o variație pe care am pus-o noi inclus. Da. Și trebuie să răspundă la o filtrare, adică dacă trecem litere după slash, să apară doar cele care încep cu litera respectivă. La space trebuie să dispară, iar la enter trebuie să apară blocul. Și trebuie să meargă doar dacă primul lucru pe care îl scrie slash, nu dacă nu oriunde îi scrie slash în text. Da, deci trebuie să fie primul caracter slash. Bun. Hai să facem un demo, să vedem cum arată. Mai întâi voi crea o pagină nouă. Voi alege slate. Apăs pe slash și apare meniul. Sunt câte 3 odată. Primele sunt cele mai favorite. Mă pot deplasa cu săgeata în jos și în sus. Și cu mouse-ul să aleg. Dacă scriu lui apare listing. Dacă doar L, apare și lead image field și listing, deoarece ambele încep cu L. Dacă apăs enter, este să ales lista. Și dacă am niște caractere și după aia am slash, nu apare niciun meniu. Acum apăr că nu e primul caracter. Iar dacă apăs space, trebuie să dispară și să rămână slash simplu. Super. Și cam asta constă add-on-ul. Ok. Hai să ne uităm un pic la implementare. Fiind vorba de slate, m-am gândit că cel mai bine ar fi să fie o extensie al slate. Da. Nu ne dăm separat, deoarece slate trebuie să știe când voi apăsa slate sau ce îi trebuie apăsa și mi se pare destul de complicat să fac în exterior. Și, practic, am încercat să modific sau să adaug în codul de la slate. O mică menționare trebuie să fac eu. Asta este un task făcut de tine anul trecut prin IEM. Ceea ce înseamnă că noi vedem acum o anume variantă de slate. Hai să vedem ce versiune de slate este. Versiunea este 4.2.1, în ce mai veche, un pic. Da. Bun, și ziceai că, având în vedere că slate-ul trebuie să identifice slash-ul ca fiind ceva special, practic avea nevoie de niște handler.
speciale pentru el. Hai să vedem așa, din bigger picture, tu, in detail, cam cum e implementat. Păi, în primul rând, eu aș începe cu să iau cea mai mare componentă în care se află Slate Editor-ul, care este aici. Iar mai jos este meniul meu, care se numește slash block chooser. Deci, practic, el e randat doar dacă slash menu este true. Iar acest slash menu va deveni true când apare slash-ul la început de tot. Ok. Bun. Am observat că slate-ul are un mecanism special de a identifica tastele speciale. Acest mecanism se găsește în keyboard, în care se află mai multe fișiere și mai multe handlere. Eu mi-am făcut un fișier numit slash handlers, care are toate handlerile de care am nevoie, cum ar fi cel care deschide meniul, adică slash simplu, sau data de mers în jos, de mers în sus, de selectare, de ștergere. Iar aceste handleruri au fost inserate în index, și pentru fiecare tastă specială, cum ar fi slash, de ce am făcut-o eu, mi-am pus handlerurile mele. La arrow up, la arrow down. Având în vedere că astea sunt niște handlere care trebuie, că existent deja de suget și nu știu ce, dar pentru care tu trebuia să adaptezi, că ai săgeată sus, jos, cu slash. Da. Da. Tu a trebuit să adaptezi, să bagi și handlerul tău pe lângă enter. Adică nu e, enterul nu face doar ce făcea înainte. Acum trebuie să fie un enter pe slash. Nu? De exemplu, la fel pentru arrow. Adică ai luat ce era și ai pus și handlerul. Da, exact. Tău. Și practic am extins. Trebuie să verific dacă slash-ul a fost apăsat, dacă meniul este randat. Uh-huh. Și de abia acolo să pun ce face într-o, adică să selectezi, să apară. Ok. Și cum ai făcut la menu să faci rost de bloc, de blocuri? Păi am observat că aici mai era încă ceva interesant. Era meniul clasic de Volto, adică meniul care apare de fiecare dată și era butonul lui. Mm-hmm. Și am observat că aici sunt niște prop și una dintre ele este blocks config, care practic sunt blocurile. Și am folosit și eu de ele și la slash block choosers am pus și eu blocks config. Și așa practic aflu de blocuri. Iar în slash block chooser iau blocurile, le sortez și fac filtrările necesare în funcție de ce taste apar. Aici am implementat și logica de să primesc cu săgețile și cu mouse-ul și randez pur și simplu blocurile available. Ok, și când ai ales un bloc și dai click pe el, ce se întâmplă? Când am ales, sunt mai multe moduri de a alege un bloc. Primul mod este la tasta de Enter. Pentru tasta de Enter se execută un handler-ul de Enter, handler-ul în care am intrat ieri. Hai să vedem. Click. La Enter setez că s-a apăsat ceva. Pentru a alege un bloc sunt două modalități. Prima este prin tasta Enter. În handlerul de Enter, când se va apăsa Enter, se va seta un useState pe nume pressed true. Iar acest useEffect din slash block chooser se pornește când pressed este true. Iar dacă pressed va fi true, voi folosi o funcție specială din Volto care îți înlocuiește de fapt un bloc. Iar va înlocui blocul curent, care este fix slate-ul, cu nouul bloc care este selectat. List index active reține care bloc este selectat. O altă modalitate este prin apăsa cu mouse-ul. Fiecare element din meniu este de fapt și un buton. Și am un handler de click, iar din nou când se apasă, aceeași funcție de înlocuire a blocului va apărea.
Ok. Bun. Mai dă un pic la cum arată aplicația la site. Mie treaba asta mi-a dat niște idei pe viitor. Poate tot așa de fun le vom face, poate voi face. De ce nu, așa cum avem mentions, dacă se poate să scrie around, ia scrie around created date. Sau să scrie around author, să-ți apară un meniu în care să selectezi anumiți autori, chestii de genul. Dacă vom putea face, poate ne vom distra cu viitor chestiile astea. Anyways, mersi. Cu drag, mi-a făcut plăcere. Thanks for coming to our TED Talk. Și see you later.